Autostrada A6 Lugoj-Alexandria-București, care va trece și prin Caracal, este din nou adusă în discuție de Guvernul României. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că autostrada va avea finalizat studiul de fundamentare până la sfârșitul acestui an, când va demara și selecția competitivă pentru desemnarea constructorului. Potrivit estimărilor Guvernului, lucrările la Autostrada Sudului vor începe în 2019 și se vor încheia peste 5 ani, urmând ca banii să fie obținuți printr-un parteneriat public-privat. Anunțul premierului a fost primit cu bucurie de autoritățile din Caracal, municipiu ce ar urma să fie traversat de viitoarea autostradă. Infrastructura rutieră modernă va atrage și investitori în zonă. Este oportună această construcție. Așteptăm de la actualul guvern ca această investiție să fie realizată. Chiar dacă s-a întârziat cu tronsonul de drum între Caracal și Alexandria, eu consider că această investiție va fi foarte benefică pentru orașul nostru, mai ales că putem dezvolta la nivel de municipalitate locuri, lotizări ale terenului extravilan, unde foarte mulți din investitori care vor să dorească să investească pe lângă municipiul Caracal vor avea și acces la această autostradă. Autoritățile locale și centrale au mai vorbit în trecut despre acest proiect, pentru care se realizează deja studii de prefezabilitate. Documentațiile realizate în 2004 au fost refăcute, iar specialiștii din guvern au ajuns la concluzia că ar fi mai ușor de realizat un drum expres care să lege Craiova de București prin Slatina. De altfel, acest proiect al drumului de mare viteză este avansat, în prezent fiind depuse oferte de companii care vor să amenajeze tronsoanele 1 și 2.